Avem întrebări picante, avem sosuri picante și avem doi invitați care au trecut prin multe împreună. Ea este o artistă foarte cunoscută, el un impresar celebru, sunt împreună, formează un cuplu și au venit la cea mai iute provocare din showbiz. Daniela Gheorfi și George Tal răspund întrebărilor picante și spun tot sau, dacă nu, le va lua gura, foc! Să-i poftim! Bine ai venit, Daniela. Bine, nu, Daniela, unde te duci? Salută. Salut, George. Îmi cer scuze. George, nu știu ce să zic. Asta am zis, eu nu știu. Deci acum intrăm fericiți, vedem cum o meși. Da. Perfect, o să mâncați iute dacă nu spuneți tot. Ce faceți? Cum sunteți? Abia am așteptat această emisiune, deci această rubrică, da? În rest, facem bine. Știți despre ce este vorba, nu? Nu, dar o să aflăm. Ideea e în felul următor. Întrebarea o citiți în gând, indiferent ce ar fi, răspunsul dați cu voce tare, da? Și dacă nu vrem, mâncăm chestiile astea. Dacă nu vreți ca eu să citesc întrebarea, dar răspunsul oricum l-ați dat, citim, mâncați iute. Deci răspunsul trebuie dat indiferent ce ar fi. Indiferent ce ar fi, pe viață și pe moarte. Cu cine începem? Cu George sau cu Daniela? Haideți, domnul Tar, cu cine? Da, tu. Uite, Daniela. Tu ai aici, perfect, să nu se vadă la domnul George, pentru că multe întrebări poate nu. Și uite aici. Și pentru mine. Și la domnul George, să nu greșesc pliculețele. Deci e o întrebare foarte nasoală. Întrebare foarte nasoală, dar sosurile picante... Sunt sosuri picante. Dar fi să și mor, trebuie să zic? Deci nu avem ce face. Nu, tu trebuie să zici, dar lumea nu știe de ce zici ce zici. Ce zici? Decât dacă vom citi întrebarea, care întrebarea va fi citită doar dacă tu mănânci iute, dacă nu mănânci iute. Păi deci, indiferent de situație, trebuie să zici întrebarea? Adică... Nu tu, tu zici răspunsul. Da, și... Dacă mănânci iute, nu citesc întrebarea și lumea nu știe de ce ai zis ce ai zis. A, deci indiferent mănânc iute. Nu. Păi ba da, hai să spun. Deci trebuie să spun trei, da? Da, tu fii atent, zici trei nume. Lumea nu știe de ce zici. Că poți să zici că-s gras, slab, înalt, frumoși, îți plac, nu-ți plac, că au bani la tine să-ți dea, n-au bani să-ți dea, exact, chestii. Lumea nu știe, înțelegi? Am zis multe chestii. Și dacă mănânc iute, rupem întrebarea. Păi pot să zic așa, că sunt foarte asumată. Ia, ce trebuie să zici? Trei nume, da? Deci prin filtrul meu, da? Da, normal. Ok. Vali Vigelie. Vali Vigelie. Greta e tableta, să-l salutăm pe domnul Vali Vigelie din poza noastră de aici. Poza așa vine aici, tu când am văzut numele astea, caut poze. Ia, fii atent. Deci Vali Vigelie. Da. Ia un loc poza și... Aici pe masă. Asta este părerea mea. Da, bă, clar, Vali Vigelie, dar lumea nu știe de ce ai zis Vali Vigelie. Știu. Pot să zic... Hai, mai trebuie să ieși două nume. Încă două nume. Stai să zic și o fată, că așa e frumos. Ce vrei tu? Hai! Hai să fie Lorena. Lorena? Da. Lorena, Vali Vigelie și... Și încă unul, da? Da. Dar trebuie să-i pui și într-o ordine. 1, 2, 3. Asta este ordinea. Bine, deci Vali e pe 3 sau pe 1? 1. Păi, e Vali Vigelie, trebuie să fie 1. Vali Vigelie, 1, 2, Lorena. Pe 2 și pe 3? Stai puțin așa, că să mă gândesc repede. Haideți! Haideți, doamna Daniela, că-s multe întrebări. Florin Pește. Întrebarea e, citim sau mănânci iute? Eu mănânc iute. E sigură? Sunt foarte sigură. Deci Vali Vigelie, Lorena și Florin Pește au ceva în comun. Da. Și anume această întrebare. Da. Dacă mănânci iute, nu citim. Nu citim. Deci mănânci iute? Mănânc iute. Ai acolo pus... Asta este? Da, am pus puțin. Adică... Doamne ajută! Nu trebuie să mănânci toată buleta, poți să mănânci toată buleta, cum vrei. Am pus apă, lapte, hai, vezi că a rămas acolo un pic să nu păcălim. Domnul George, trei nume trebuie să dați și noastră. Trebuie să dau neapărat? Păi trebuie, așa scrie acolo. Trebuie, dar... Deci e jale. Da. Acum, sincer, din respect față de acești artiști... Nu știe lumea despre ce e vorba. Nu trebuie să spui. Nu te da de gol, lumea nu știe. Trebuie să știu, da. Zi trei lucruri, dacă mănânci iute, din respect pentru ei, o să citim întrebarea. Hai să... Zi. Nu am... Te-ai cam joșit. Păi da, păi nu am cum să... Hai.
Ai cum, dacă am putut eu? Dar nu, mai bine mănânc iute. Și păi nu, pe oricum mănânc iute. Te-ai roșit tot, dar zi trei nume. Da, păi. Păi de la tine, că ai mâncat. Aici, pentru următoarea. Hai, George, zi! Ha, mă, George, fii bărbat! Bun. Hai, zi. Zic că pleci cu mine acasă, zi. Hai, mami! Ina. Da. Ina? Da. Așa. Da. Ana Lesco. Ina, Ana Lesco. Și... Până Cristina aici Spătar. Am înțeles ce au în comun fetele astea. Sunt Cristina frumoase. Cristina Spătar, da. Și Cristina Spătar. Trei femei frumoase. Sunt foarte frumoase și sunt de acord că sunt frumoase, nu... sunt mișto, sunt sexy. Hai, ia vezi. Ca să nu răspundă, deci trebuie să mă... Da, trebuie păi să mănânc. Deci întrebarea. Nu, nu, nu citim. Nu, nu. Nu. Hai, mă, George. E așa nu. Cu glanda. Nu, nu. Hai, mă, George. Ia. Nu vreau să, nu. Ina, Ana Lesco și Cristina Spătar. Mănâncă. Mănâncă. Ia, fii atent că nu este iute. Dă-mi să rupem întrebarea. Dă să o rupem și punem aici. Da, rup-o. Deci nu citim. Nu citim, mănânc. Hai, să... George, nu? Nu, 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 nu. Perfect, hai. Dar să vezi acum cum mă rușesc la față de la... Așa. Mergem mai departe. Tu trebuie să spui trei lucruri. George? Uh-huh. Deci lucrurile astea au legătură și cu perioada când voi nu erați împreună sau erați împreună, ca să nu se înțeleagă. Deci aia să te explic ce se întâmplă. Stăm împreună. Nu, bre, că unele întrebări poate au legătură și cu ce s-a întâmplat înaintea... Înaintea cui? Erei noastre. Mințiți-mă, înaintea cui. Înțelegi ce zic? Mamă, gata, ușor, stai ușor. Aici e foarte nasol, dar... Zi-mă, mă, citim și asta e. Păi, dar ce? Știi că sunt forță. Dar pot să spun. Da. Pot să spun. Dar cine lasă așa că nu mai mănânc? Nu vrei, e prea mult. Mori încet. Aoleu. Zi. Dar pot să spun că mai mi-am schimbat impresia. Da. Adică părerea, da? Da, da? Dar așa credeam la început. Da. Deci ce credeai? Deci în primul rând credeam îngânfată. Credeai. Falsă. Da, credeam. Credeai. Falsă. Și nu știu... pisicoasă sau nu știu cum să-ți explic. Okay. Asta credeai tu? Asta credeam. Și? Între timp, în ultimile dăți, da. Mi-am dat seama, văzând că ai judecat greșit? Da, că am judecat foarte multe lucruri greșite, cum, na, probabil că și pe mine m-au judecat alții greșit la anumite momente, care le-am făcut, poate nu mi-am dat seama sau poate... Așa au simțit oamenii, cum și eu atunci am simțit când, acum 1000 de ani, când vedeam... Așa mi se părea. Și știi deci, că... practic, fiind în postul Paștelui, un fel de spovedanie a Danielei Gheorfi, da. În care, practic, și ai, crezut, ai crezut ceva greșit despre un om și ți-ai dat seama că e altfel. Exact, exact. Mi-am dat seama că este altfel și am, pentru asta am tot respectul și toată admirația. Bă, știi ce? Mi se pare foarte tare să fii un om care apare la televizor și spui, uite, eu credeam despre, și dacă vrei să citim, citim, dacă nu. Da, da. Deci, numește trei defecte ale Andrei Marin. Deci, și credeam că este... Am înțeles. Mă rog, adică credeam că într-un fel este probabil la acel timp, mi se părea că e ați mai falsă, n-am ceva? Avut în viața mea niciun meci, n-am avut niciodată niciun fel de conflict, niciun fel de nimic, adică nu știu, ne-am întâlnit la câteva emisiuni, dar... Dar ai urmărit-o apoi în podcast-uri, ai văzut-o, am văzut-o în diferite am filmări? Văzut-o în niște podcast-uri, ai interviuri sau cum vrei tu să le spui și mi-a plăcut foarte mult și a spus anumite lucruri și am înțeles. Deci practic este o cerere... Dacă vrei, domnule, îmi cer scuze pentru că se întâmplă foarte să mai... Da, mă, lumea câteodată judecă... Te judecă fără să te cunoască sau fără să înțeleagă anumite lucruri. Te perfect. Etichetează și... Așa, ia zi, George, te văd că am transpirat, așa, mami. George, ce se întâmplă, George? Să te pupe, mămica. E foarte cald. Nu știu dacă este foarte cald, da? Da. Hai. Hai. Are noroc că-l iubesc. Normal. Hai. Nu ne așteptăm altceva. Fii atent că am transpirat, uite-te puțin la... Sunt niște întrebări foarte grele. Foarte picante. Foarte picante. Trebuie iar să mănâncă picant, că asta e situația. Până la urmă, chemați salvarea. N-am ce să zic. Hai. Un nume. Deci. Daniela, hai. Și tu trebuie să citești. Da. Hai, George. Sunt, Daniela, se mișcă, că ai văzut. Păi, mănâncă și uite și citește. Nu mai... Și trebuie să dai nume, dar stai un pic, aici mi-a curs mie foarte... nume, da. Iată, mi-a curs foarte mult sos picant și vreau să îți pui doar pe... Ce înseamnă, uite, vezi? Doar pe buleta asta și atât, ca să nu... Deci,
Da. Ok. Nu, știi tu de deci ce, nu? Da. Trebuie să dai nume. Trebuie să dai nume, că altfel n-ai cum. Un nume, da. Da, zi. Iată că-i tremură la mână. Ia, fii atent. Zi. Hai că... plecăm acasă împreună. Păi da, știu. Și conduc eu. Da, și conduc eu. Da, și conduc eu. Zi. Loredana Goza. Și închizi aici. Nu cred. Hai. Nimic, gata. Am vrut Loredana Groza. Și acum trebuie să mănânc și iutele astea. Trebuie să mănânc, nu? Ți-a căzut ceva, nu știu, ți-a căzut părul, ți-a căzut... Deci a căzut și părul în cap. Bă, ce e asta? Iute, a fost, a zis Loredana Groza, ce e asta? Eu. A fost, pe asta e... Hai. Da, hai. A, și acum zic eu. Da, acum trebuie să zici tu. Nu vai de capul meu. Hai. Băi, fii atent, eu am... Câte întrebări sunt? Multe. Aoleu. Cine te-a pus să vii? Eu ți-am zis, mami, ne băgăm? El, ne, da, băgăm, ne băgăm, pentru că e curajos. Zici, atenție aici. Eu știți că eu sunt foarte curajoasă și spun da. Deci, răspunsul direct, e da? Direct, direct da. Nu zic cu cine. Păi așa cu e întrebare. Multe. Deci, așa. Dar ce am văzut eu și îmi cer scuze dacă am greșit și consider că am greșit și asta îmi cer scuze că dacă tot suntem în postul Paștelui, bă, fii atent aici. Mă despart de George. Se mută el, mă mut eu. Mă, și mă invită cineva la emisiune, că unde a fost George, ce a făcut George. Era o martie, George, nu știu, nu mă sunați sau nu știu cum și zice, păi și vă întâlniți? Păi zic că da, cred că da. Zice, dă drumul la cameră, uite, aseară, George, aici a fost. Cu... cu... cum o cheamă, mamă? E George, să-l întrebăm pe el. Nu. Hai la când ți-a făcut poză. Da. Marea Bănică, gata. Marea Bănică. Așa. A fost cu Marea Bănică? Băi, n-a fost, dar l-a prins într-o poză la pe... M-a prins doar în poză, atât. Și îți dai seama cum stăteam și mă gândeam. Nu, zic, bă... citim întrebarea că apoi să-ți tragă răspunsul. Deci care e întrebarea? Deci, ai suspectat că George te-a înșelat și dacă da, cu cine? Deci tu ai crezut de multe ori că a făcut chestia asta. Păi, orice bărbat se mai uită, se mai... și dacă are norocul să nu fie prins, poate mai se și înșală. Și deci tu l-ai suspectat la un moment dat? Eu l-am suspectat pentru că era așa. După aceea mi-a zis Mara, nu mă, că au fost niște poze. Știu că, bă, da, bine, ok, eu cred pe Mara. Dar am suspectat și am mai suspectat niște... niște domnișoare? Niște domnișoare. Cine? Dar mi-ai zis decât una. A. Nu mi-ai zis câte. Ai dreptate, dacă una scrie, una e, asta e. Da, o să-ți spun. Bun, George... Și nu numai din muzică, și din modă, și din... ai. Ăsta da, e în postul Paștelui cu Daniela. Nu mai, nu mai zic că asta doare. Chemăm și în postul Crăciunului. Ne spovedim la tine acum, știi cum e. Dar la preot nu-ți dau soțuri, ci... na, doamnă, ce tare asta. Știi cum e. Aoleu, vai de capul meu. Deci am niște... mami... păi, zi, George, tu. La întrebarea respectivă nu am cum să dau un nume, sincer, pentru ia că nu vede. Știu cine. Uite, poți să citești ia întrebarea. Păi nu mă, dar tu ești impresar, tu nu bănuiești nimic? Păi nu bănuiesc. Păi cum să bănuiesc? Citește, domnule, întrebarea. Probabil au făcut complimente. Da, citim întrebarea. Ce? Ca să nu numește trei bărbați din showbizul românesc care au făcut avansuri Danielei cu toate că știau despre ea, care are relații cu tine. Adică mesaj. Sincer? Poate Daniela să spună, să răspundă la această întrebare. Nu, dar... dar fii sinceră. Da, sunt foarte sinceră și n-am nevoie de soțuri, nu. Nu, pentru că toată lumea, de când sunt cu George, asta, nu. De când sunt cu George, toată lumea știe că am ochii de cât ațintiți spre el. Mă, dar știi cum e? Au mai că mă mai duc la spectacol și mai zice un cineva că arăt bine sau asta nu înseamnă că îmi face complimente, curte. Sunt complimente, hai să vedem. Hai. Sunt de acord cu tine, Daniela. Fii atent aici. Da. Deci, dacă nu ar fi căsătorit cu tine, cu cine din showbizul românesc? Tu trebuie să dai răspunsul înainte. Nu, zic direct întrebarea. Păi nu trebuie răspunsul, că așa e regulă. Trebuie să-l omor. Zi. Cu cine? Stai să mă gândesc cu cine. Zi. Cu Andreea Bălan. Ce cu Andreea Bălan, mă? Nu, măi, n-ai înțeles întrebarea. Ba da. Și o citești? De nervi, da. Păi trebuie. Ca să vezi și tu, adică trebuie să... da, mă, uite, cu cine ar trebui să se căsătorească. Dacă nu... citești întrebarea. Deci, dacă nu ar fi căsătorit cu cine, cu tine, cu cine din show-ul Bizul Românesc crezi că s-ar potrivi George și de ce? Cu Andreea Bălan, pentru că face repetiții, pentru că trebuie să-i care toate garderopele alea, la toate dansatoarele, la toate genasol când are dansatoare. Îți dai seama, mai se uită și el dată. De ce s-ar potrivi la cu el, adică, cu Andreea Bălan? Să-i, pentru că, na, nu știu de ce. Este și fata luptătoare și George, adică mie îmi place că fata luptătoare.
compliment, da. E un compliment, o fată super frumoasă, okay, tânără, okay. Păi dacă nici așa, cu cine vrei să zic? Pe fizic, pe... Na, păi... mie îmi plac fetele pe fizic. Pe... Bine, poate tu vrei să zic de altcineva, în general, dar zic Andreea. În general, de fapt, mi-au plăcut. Hai, nu te mai uita strâm, că asta e situația. La... E ceva la mijloc aici? Nu, așa, nu, nu, da. O aluzie undeva? Nu, nu. Bun. Nu. Perfect. George, tu ai întrebare? Nu am. Da, nu mai trebuie, lasă. Una acolo. Mai pune o întrebare. Ia vezi deci asta. Da, deci dă una grea ca să... Ia să vezi, da. Lasă-vă să cite. Eu mai am? Da, normal, păi cum crezi? De capul meu. Îmi place că tu mănânci, uite, spui, citești. George e mai timorat. Păi noi știi nu. Că noi femeile avem inițiativă. Suntem asumate, responsabile. Ia uite, hai, George. Ia uite, de la... Forță. Ia zi, mami. Păi... Dăm un cuțit. Mădălina Ghenea. Mădălina Ghenea? Da. Să nu zici că nu mă pui și pe mine aici, în asta. Că nu mai te-au acasă aici, de la ta, Mădălina. Da, nu are legătură cu tine, nu? Nu, nu. Păi noi cum? suntem deja. Păi, suntem deja. Da, Mădălina Ghenea. Uite, Andreea Bălan. Da. Da. Și Andreea Bănică. Hai bine atunci. Da. Păi, citi sau mănânci, uite? Nu, no, zi, hai, da, fii bărbat. Citește, zi. Hai, că nu e cine știe ce. Cu ce femei din showbizul românesc ai vrea să ai o aventură de o noapte? Dacă ai fi sigur că nu se află nimeni. Dacă nu află nimeni. Dacă ai fi sigur că nu află nimeni. Dăm trei nume. Mădălina Ghenea, Andreea Bănică și Andreea Bălan. Da, sunt trei tipuri total diferite. Aha, de gen, de femei și păi frumoase una mai da, frumoase decât cealaltă. Nu mă, n-ai cu nimeni. Da, pe numărul 1, Mădălina Ghenea, da, e... Păi și eu de cine să zic? Stai așa că trebuie să mă gândesc. Zici un nume și tu. Bă, fete frumoase. Femeile da, din România exact. Sunt foarte frumoase. Păi și eu cu cine să zic? Că mie nu place de nimeni. Am nici de mine. Dai un nume, mă. Te dai un nume, nu te da de gol. Păi nu că pot să spun. Zi, păi da, dar întâi numele. Întâi numele. Nu știu ce să zic, nu știu cu cine. Stai să mă gândesc, că sunt, știi că sunt... Stai așa puțin, să beau puțin lapte. Deci dacă n-ar exista omul ăsta... Dacă n-ar fi. Păi da, dar e vorba cu ce vedetă din România. Păi și da. Mă gândesc cu cine, păi cu cine. Dacă... Să fii de seama mea, care eu am o vârstă. Hai mă, Daniela. Stai puțin, păi zi-mi tu de seama mea cu cine. Nu contează de seama mea, de seama mea. Vârsta e doar un număr. Da, trebuie să mă gândesc la un actor, de seama mea. A, gata, știu. Dar bine, îți dai seama că zic, mă omoară Dana Nălbaru. Cum îl cheamă pe băiatul ăla? Dragoș Bucur. Da, care este foarte drăguț. Și e drăguț. Da, este și drăguț. Face și pâine bună. Nu știu dacă face pâine bună, dar... Face pâine bună, ne-a adus nouă care brutărie. Arată bine. Da, și e și cu bunsim și talentat. Asta este decât pe hârtie, adică... Deci ce scrie? Descrie așa. Cu ce vedetă din România te-ai căsătorit și mâine dacă nu ai fi cu George? Nu știu dacă m-aș căsători mâine, dar arată bine. Mut autocarul! Nu, nu, nu mut autocarul. Așa e la listul la cheie, mut autocarul. Știu. Ia zi. Hai să vedem. Și nici nu mă uit la... Nu mă uit. Dar l-am văzut, da, l-am văzut, mi-a luat un interviu, l-am văzut, am văzut-o pe Dana și mi-a plăcut ca și cuplu așa. Ia zi, mami, acum. Ia citește la întrebarea respectivă, să-i mărturisești, ăsta ar fi răspunsul. Da, care? Să-i mărturisești, Danieli, toate păcatele, trădările sau minciunile mici sau mari. Deci au existat trădări? Păi zic așa, dacă ar fi trădă, nu, dar să-i mărturisesc ca să aleg sau să dau răspunsul la întrebarea respectivă. Presupunem că lumea e amenințată cu distrugerea de o rasă de extraterestri cu superputeri. Extraterestrii cei răi îți dau ție ocazia să salvezi întreaga planetă cu o singură condiție. Trebuie să alegi să faci una dintre variantele propuse de ei. Ei, da, ia zi. Și... Prima variantă ar fi să-ți desfășuri activitatea normală de zi cu zi, gol, pușcă, timp de un an. Adică să mergi la concerte cu tine gol, goluț. Ar fi o idee. Fără să spui nimănui de ce faci acest lucru. O să ne ia salvarea la Balamuc. Așa. A doua variantă, să o înșiri pe Daniela timp de un an, în fiecare lună, cu o altă femeie. Bă, ar fi bine și asta. De la Ghenea în sus. Și ar atunci, fi bine. Și atunci, eu sunt pentru. Și atunci am ales a treia variantă, să-i mărturisești Danielei toate păcatele, trădările sau minciunile mici sau mari. Și dacă eu n-am avut aceste lucruri, mi-e simplu să iau a treia variantă. De ce, mami? De ce, mami? Zai, lasă, mami. Știi că mamica te iartă. Bă, dar a salvat omenirea omul. Da, am salvat omenirea. Așa. Și rasa umană. De ce, ce să mai... La mine scrie așa. Deci, am înțeles. Eu îți dădeam chestia a doua. Ultima. Da. Îți dădeam aia a doua, să duci cu câte o femeie super top în fiecare lună. Mulțumesc mult, apreciez. Să-i dădeai tu aici la televizor și după ce ieșea din direct, dacă zicea aia... Îți vedeați mâine cu ochii negri, ce ți-a întâmplat? Am plecat cu Daniela. Hai. Așa, deci pe sub... A, da, e de citit acolo. George, nu există cuvântul nu există.
Am simțit anul amintit planeta cu distrugerea totală, ce dar... aveți? Licate. O șansă să salvezi omenirea asta cu o condiție. Trebuie să alegi una dintre variantele opuse propuse nu de... Nu trebuie să citești în gând, să dai răspunsul cu voce tare, ai zăpăcit-o. Păi Daniela asta, cumva... Gheorfi, ești un exemplu pentru multe vedete. Ești o persoană cu mult bun simț și te admir că ești sinceră. Mulțumesc Doamna frumos. Maria să mesaj. Vă spun ceva. Deci sinceritatea asta și gura asta mea și sufletul ăsta meu... Mi-a adus foarte multe lucruri bune, dar și foarte multe lucruri proaste. Vă spun că trebuie să minți, trebuie să fii prefăcut, trebuie să fii așa ca o vulpiță. Așa. Asta nu. O salutăm și pe Mariana. Dă mesaje de la telespectatorii noștri. Gata, știu. Prima variantă. Ca oricum așa. Care? Asta se întâmplă. Mănânci? Nu, nu mănânc. Citesc eu? Presupunem că o civilizație extraterestră, aceeași exact, extraterestre, da. O caută pe Daniela și amenință planeta cu distrugerea totală. Dar ești de acord, bă, vreau să salvezi planeta, dar trebuie să faci ceva. Da. A, prima. Să-i cerți... Deci prima? Da, să-l cert în continuu și să-l cicălesc, pe oricum. De parte să-l cerți în continuu, să-i cerți în continuu pe cei din jur și să-l cicălești în continuu pe George timp de un an, fără să spui nimănui de ce faci acest lucru. Dar oricum îl cicălești. Păi orice femeie, acum pe bune... Te cicălești, este fizic. Nu îl cicălești, dar sunt femeie, noi suntem mai vorbărețe, mai pisăloage, mai ai nu, nu aș accepta eu. M-ar sufoca zi de zi să mă cicălească. Dar avem discuții, într-adevăr, dar nu aș accepta de eu. De când sunteți căsătoriți, Daniela? Nu suntem căsătoriți, suntem împreună de 18 ani. Deci am rezistat în păi timp. Cred că înainte ta m-am... Da. Tu de când ești? Nu, dar ziceam ce da. A trecut timpul așa. A trecut timpul și timpul a fost cel care până la urmă a demonstrat, sau până acum, cel puțin până în prezent, că suntem într-adevăr o echipă, suntem o familie cu bune cu rele. Am spus întotdeauna că nu este miere și nu curge nimic pe pereți. Suntem două firi și tari, destul de puternice și eu ca femeie, pentru că am avut... mă rog, în spate un istoric care nu mi-a permis ca să fiu așa flower power și atunci de multe ori iau niște decizii, nu neapărat în locul lui George, dar se vede că mi-a lipsit partea paternă, știi, atunci, dar una peste alta o avem pe Măriuca, suntem împreună. Care vreau să salut pe Măriuca, o fată extraordinară. O iubesc. Dar și pe Eva o iubesc, și pe David. Și iubesc toți mulțumesc. Copiii care, deci am fost la film, senzație. Tati partai, da. Da, senzație. Senzație. Chiar fain. Chiar și fain. Când a doua partai? Cred că la anul. Vezi să nu mă chemi. Ba, da. Bine, oricum vin. George, și ultima întrebare era... Nu am avut... Pot să dau răspunsul? Hai, mă, George, nu. Sincer. Zi! Deci nu am avut nicio relație cu o vedetă care, despre care presa nu... Nu a aflat. Deci nu am avut nicio relație cu altă vedetă, în afară de Daniela. Dar lucrul ăsta sau îți pare rău, nu? Asta e situația. Ăsta e adevărul. Întrebarea... De ce să mint? Deci întrebarea era, domnule, ai avut vreo relație cu o vedetă despre care nu a aflat presa, chiar înainte să fii căsătorit cu Daniela, că am spus așa, și ai zis că nu. Nu. Păi era în Germania înainte, unde... Eram în Germania, eram... Să-l cunoască. Nu știi, fi grav. Era bine. Da. Era bine. Era bine. Da, te-ai ales cu mine. Păi, te-ai ales cu Ștefi Graf, că am venit în România pentru Daniela. Bă, sunteți faini împreună, eu vă mulțumesc mult că ați trecut la noi. Ce faceți weekendul ăsta? Avem, deci are treabă, că avem clubul ăla. Eu sunt deocamdată cu postul ăsta, deci de săptămâna viitoare am câteva evenimente. Suntem dar la Târgu Mureș, da, la... suntem bine. Mulțumesc lui Dumnezeu, okay. Suntem bine. Mulțumim Dumnezeu, vorba Danielei, suntem sănătoși în primul rând și e loc pentru toată lumea. Suntem bucuroși că Daniela e pe val. Suntem din punctul meu de vedere ca impresar. Din punctul meu de vedere ca impresar. Deci stai liniștit. Atâția ani în e meritul ei, trebuie ca să-i spun acest lucru. Și că se ține super bine, se menține și e forță. Și suntem o echipă. S-a văzut și mare acum de tot. Da. Și unul din secretele relațiilor este, domnule, fiți mai veseli, glumiți, simți umorului. Da. Este foarte important. Și asta l-avem. Da, aveți? Da. Care e mai haios dintre voi doi? Eu sunt mai, mă mai mulțăresc, dar... Eu sunt mai dur așa câteodată, e normal, na. Fiind în spatele Daniele, trebuie să iau niște decizii, dar, în general, Daniela nu scapă este de mine mult, și mai, de Maria. Mult mai prietenoasă, mai simpatică. Eu sunt mai, bărbat, fetele ging, așa. Eu am alte calități, eu am șarm, am alte chestii. De moldovean. De moldovean, auzi. Aveți grijă de voi da. Și vă mulțumim mult că ați mulțumim, la fel. Mulțumim.